Bun găsit, dragi prieteni, la Iașul TV, de ca în fiecare joi e de la 5 la 7, la 6. Da, dacă vrei tu putem să stăm până spun, la 7. Vă spun și de ce, pentru că la 7 trebuia să intre jurnalul și să facă tot Laura și din cauza asta am zis că stau eu până la 7. Am dat-o în bară, vezi, de la început. Vreau să zic că e prima joi din această toamnă frumoasă și am dat-o până la ora 7, nu nimic. Putem să mai trebuie cu atât în delic ca să să refac greșeala? Așa este, este prima joi din această, din această toamnă, din luna septembrie. Este o joi în care nu pot să încep altfel emisiunea decât printr-o urare de la mulți ani. La mulți ani, tati, să fii sănătos, fericit și să ne trăiești mult, 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 mulți ani fericiți și mulți, 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 mulți ani cu lumină și cu căldură în suflet. Mulți ani. Când mergem să bem? Nu spunem pe post când mergem să bem. Păi nu, dar să vină și cei de acasă. Toată lumea la tata lui Laura, tata lui Laura, ne primiți? La mulți ani, să fiți sănătos și să aveți parte de o fată la fel de frumoasă și de inteligentă. Mulțumesc. Și de galbenă toată viața. Și de galbenă. Nu mi-aș dori să fiu chiar de foarte coaptă, galbenă. De coaptă, așa. Trebuie să intrăm puternic încă de la început în subiectul ediției de astăzi, pentru că este vorba despre un sport care are multe, multe, multe motoare turate, în care se consumă foarte mulți litri de benzină, foarte multe anvelope și mai ales foarte multă energie pozitivă, spun eu. Suntem în fața, sau mai exact, suntem la startul celei de-a 33-a ediții a Cotnari Rally Iași, care în această seară își va deschide porțile pentru toată lumea. Timp de două zile va fi spectacol automobilistic la Iași. Iar pentru mai multe detalii, pentru a ne povesti ce urmează să se întâmple, pentru a povesti ce s-a întâmplat în edițiile anterioare, îl avem alături de noi pe Andrei Postolache, președinte Iași Rally Racing Team și, mai nou, surpriză, copilot în acest an în cadrul ediției a 33-a. Bună ziua și bine ai venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit, la mulți ani, tatăl tău! Mulțumesc frumos! Și salutări tuturor fanilor raliurilor din România și din lume care ne urmăresc. Vreau să fac pe această cale, în primul rând, o invitație ca după ce terminăm emisiunea să intre pe site-ul raliul-iasului.ro și să găsească toate detaliile pe care le vom discuta noi aici și, evident, mai multe. Chiar. Știu că e programul acolo, sunt știri, sunt comunicate de presă, sunt imagini deja în premieră de astăzi, de la Shakedown, de la probele, de la recunoașterea probelor, așa că toți ieșenii au ce vedea acolo. A, inclusiv cazări pentru cei care nu sunt din Iași. Sigur, site-ul pe care îl manageriază foarte bine Marian Bârlădeanu, pe care îl felicităm pentru performanța pe care a realizat-o, efectiv adună toate informațiile necesare, hărți, program pentru spectatori, cum să ajungă cu coordonatele GPS în locurile cele mai fierbinți, acolo unde zboară mașinile de raliu, veți vedea cu siguranță în montajele care urmează. Sunt toate datele necesare pentru spectatori și pentru competitori. Și acum, pentru că am intrat în febra raliului, haideți să facem o mică pauză de la rali și să vorbim despre un eveniment care va avea loc tot în acest weekend. Este vorba despre festivalul La Vie și avem un material despre ceea ce se va întâmpla acolo. Iar după aceea vom intra în direct chiar cu managerul de festival să ne povestească mai multe detalii. Vrem să știm totul despre tine, vrem să știm dacă ți-e sau mai ales de nu ți-e bine. Vrem să știm ce faci atunci când nu faci nimic, pentru că viața ta este și a noastră un pic. Spune ceva, spune orice, nici nu contează dacă știi despre ce. Spune-ne, nu ne plictisim niciodată privind cine place să ne auzim vorbind. Spune ceva, știm dacă ți-e sau mai ales de nu ți-e bine. Vrem să știm ce faci atunci când nu faci nimic, pentru că viața ta este și a noastră un pic. Vrem să știm totul despre tine, vrem să știm tot, pentru că totul ni se cuvine. Vrem să știm ce faci atunci când nu faci nimic, iar viața ta să devină viața noastră. Cât ai zice cât? Să-ți pozăm orice gest cât de mic, când aflăm de viața ta, uităm de-a noastră un pic și parcă traiul nostru
ușor, fiindcă totul e mai colorat la televizor. Când o să comentăm, tu o să ne asculți. Noi avem mereu dreptate, pentru că suntem mulți, te urmărim din zori. Până când e noaptea întoi, trăiește cum vrei tu, dar important e să știm și noi. Vrem să știm totul despre tine, vrem să știm dacă ți-e sau mai ales de nu ți-e bine. Vrem să știm ce faci atunci când nu faci nimic, pentru că viața ta este și a noastră un pic. Vrem să știm totul despre tine, vrem să știm tot, pentru că totul ni se cuvine. Vrem să știm ce faci atunci când nu faci nimic, iar viața ta să devină viața noastră. Și Adrian Murariu este în direct prin telefon cu noi pentru a ne povesti ultimele detalii despre festivalul La Vie. Bună ziua și bine ați venit la noi pe calea telefonică. Bună ziua, bine v-am găsit. Ce trebuie să știe lumea despre festivalul La Vie? Este cea de-a doua ediție. Unde trebuie să vină doritorii de festival? În ce interval orar? Haideți să vedem niște detalii de organizatorice. Sigur, noi acum suntem pe ultima sută de metri. Suntem foarte talentați, să spun, facem cât de puțin de înfietare. Mâine, la ora 4:16, vom fi pregătiți să primim pe participanți. Vineri și sâmbătă vom sta până pe la 2 noaptea la festival. Ora 12 vom deschide sâmbătă și duminică. Și duminică vom închide puțin mai devreme festivalul, din duminică. Ce să vă mai spun? Cum se ajunge? E vorba de Crama Grama, da, deci în Vârnova sau prin Vișani. Noi recomandăm intrarea prin Vișani, cum mergem pe Buciun, se face dreapta și e foarte, foarte bun drum, e semnalizat. Avem o parcare foarte mare, avem autobuze puse la dispoziție de primărie, care pleacă din Piața Unirii din jumătate în jumătate de oră. Am înțeles. Începând cu ce oră vor pleca? Începând cu ora 3 mâine, vineri, și ora 1 sâmbătă și duminică. Vor face trasee, iar seara la fel îi vor aduce înapoi. Vreau să mă întreb și de prețuri. Cât e un bilet? Adică eu știu, dar vreau să vedem pentru cei de acasă. Sigur, sigur că da. Am avut puse în vânzare în două locații din ea și pe o rețea online la 90 de lei. Abonament pe 3 zile și 35 pe zi. Iar dacă nu s-a reușit, se găsesc la intrare la prețul de 50 de lei pe zi. 10% știu că vor fi donați. Exact. Am avut și anul trecut două cauze pe care le-am susținut. Anul acesta suntem parteneri cu Fundația Comunitară, de care știți cu siguranță că fac foarte multe lucruri frumoase în Iași. Și împreună cu dumnealor am decis să meargă cei 10% din practic totalul biletelor vândute către fondul Științescu. E bine, pentru că trebuie să încurajate aceste cauze nobile. Haideți să vorbim un minut și despre concerte, despre ce se va întâmpla acolo. Știu că vor fi workshop-uri, ateliere, un spațiu pentru cei mici și concerte. Da, sigur. E vorba de 13 concerte live. Bineînțeles, vorbim de nume mari ca Maria Răducanu, Night Loser, Del Negro, Canaf și multe alte proiecte, atât locale cât și naționale. Proiecte foarte mișto, două dintre ele sunt foarte noi. Iar acolo, tocmai ce spuneam, că susținem inițiativele locale, mergem pe partea asta de activități, de produse de artizan, făcut local, să fie de la noi, să nu plecăm, să facem lucruri frumoase împreună la noi. Bineînțeles, suntem kid-friendly, adică avem foarte multe activități pentru copii, sportive, tot felul de workshop-uri, să pictăm, să ne jucăm și așa mai departe. Deci e distracție de pomină acolo la festivalul La Vie. Ieșenii trebuie neapărat să ajungă, măcar puțin, să se împartă între Raliul Iașului, celelalte evenimente, festivalul La Vie, pentru că din ceea ce ați povestit mie, uneia mi-ați stârnit foarte tare curiozitatea. Exact, exact. Noi așteptăm, este foarte, foarte frumoasă locația. Se vede orașul, este înconjurată de vie, se anunță vreme frumoasă. Va fi cu siguranță un eveniment de succes.
Vă mulțumim tare mult, vă dorim succes și sperăm să vă iasă exact așa cum vă doriți acest eveniment și să existe și ediția a treia și a patra și tot așa mai departe, să devină o tradiție. Sigur că da, vă așteptăm. Mulțumim mult, o zi frumoasă și spor la treabă în continuare, iar noi revenim aici la Raliul Iașului, Cotnari Rally 2017. Spuneam că este o premieră anul acesta, vei fi copilot și nu copilotul oricui. Da, este mai mult sau mai puțin, să zicem, o conjunctură, o întâmplare. Mă cunosc cu Costel Cășuneanu, campion național de off-road, pilot de Dakar, pilot în Raliul Faraonilor, povestim peste câteva minute despre. Mai nou cochetează și cu Raliul, un pilot care se cunoaște foarte bine cu viteza și cu suprafața de rulare de la Iași, adică Macadamul. Și-a dorit foarte tare să participe la Raliul Iașului, ca forlighter, ca echipaj de deschidere. Și managerul evenimentului, Dan Codreanu, i-a recomandat ca Andrei Postolari, că eu, să fiu copilotul lui. Și atunci s-a format imediat echipajul de debut și vom vedea cum va fi. Acum am venit direct de la recunoaștere. Probele sunt spectaculoase ca întotdeauna și vă recomand câteva locuri interesante. Păi să le auzim. Să auzim. În primul rând, peste câteva ore, adică la 20:30, vă așteptăm pe Bulevardul Ștefan cel Mare la prezentarea echipajelor la rampa de start în fața primăriei Iași. Vineri, mâine, la ora 17:30, la Râpa Galbenă, celebrul Cotnari Rally Show, proba spectacol care ține 2-3 ore. La început sunt piloții de top cu cele mai puternice mașini. Va fi o acustică impresionantă, inclusiv trecerea prin pasajul Mihai Eminescu. Acolo se ating viteze de 160-180 de km la oră. Vă rugăm, nu încercați așa ceva acasă. Sunt piloți profesioniști cu mașini special pregătite, cu norme de securitate și cu o bogată experiență. Vreau să fac mențiunea pentru toți cei care iubesc raliurile și iubesc adrenalina, să încerce să facă școli de conducere preventivă, școli de pilotaj. Nu sunt scumpe, merită investiția chiar și pentru traficul de zi cu zi, pentru că te educă, te pot învăța la cursurile de conducere preventivă, să-ți salvezi banii, să-ți salvezi viața în situații limite pe care nu le provoci tu, le provoacă alții. Și de aceea veți vedea că întotdeauna piloții de raliu în afara competiției sunt niște oameni extrem de calmi la volan, pentru că ei își descarcă adrenalina la competiție. Da, pentru că ai spus despre conducere preventivă, putem să facem încă o paranteză de la raliu, că mai avem prin să vorbim. Ai văzut că tu se întâmplă, am mai avut o emisiune aici împreună, da, cu tragediile, din păcate, pe șoselele din Iași. Am citit chiar azi un articol într-un cotidian local și acolo scria că Iașul e, dacă o fi adevărat. Eu sper că nu, dar în fine, că e pe unul dintre locurile fruntașe la accidente fatale din țară. Acum a mai fost un accident la Valea Lupului, știi despre ce e vorba, nu? Am văzut că au fost ăla, 3 accidente în 48 de ore, unul dintre ele, da, foarte grav. Ei, șoferul era în comă alcoolică, din câte am înțeles. Da, mă rog, în urma necropsiei, cam din asta s-a determinat. Din păcate s-a mai dus și altcineva. Aceste accidente în perioada sezonului cald, cum este acum, sunt produse în primul rând din lipsă de educație, pentru că nu vorbim despre un asfalt acoperit cu zăpadă care te poate surprinde. Un asfalt uscat nu te poate surprinde, pur și simplu nerespectarea unor reguli ale fizicii, nerespectarea unui nivel de atenție, de foarte multe ori dorința de a ajunge la destinație mult mai repede decât este necesar. Toate astea pot duce la acumularea unui nivel de risc prea mare, care, după cum vedeți, duce la tragedii. Nimeni nu-și dorește să aibă vreo problemă în trafic, de-aia în țările civilizate lumea nu-și consumă atât de multă energie în trafic ca la noi. Noi tot timpul vom da vina pe șosele. Trebuie să ne adaptăm șoselelor pe care circulăm, ca și în viață, te adaptezi condițiilor la care trăiești. Și de aceea recomand tuturor să învețe să aibă răbdare, să respecte. Ca de exemplu atunci când merg pe șosea și sunt două benzi blocate și la un moment dat se dă drumul la circulație pe o singură bandă, pe stânga sau pe dreapta, să facă regula fermoarului. Întâi o mașină de pe banda stângă, banda dreaptă, banda 1, banda 2, câte una. Și atunci toată lumea va merge fără claxoane, fără înjurături, fără chestii care au devenit, din păcate, clasice la noi,
Unii s-au obișnuit, unii nu s-au obișnuit. Eu, pur și simplu, la ora actuală sunt foarte, foarte calm la volan, nu datorită raliilor, ci datorită experiențelor nefericite pe care le-am avut în cei, nici nu mai știu, 14 ani de condus. Când am văzut ce înseamnă să te grăbești, am văzut ce înseamnă să te enervezi, nu merită, sub nicio formă, cel mai bine să fii calm, mai bine întârzi 5 minute undeva, dar ajungi odihnit și în siguranță. Cred că asta e cel mai important lucru. Da. Călătorești la punctul A la punctul B. Asta ține și de civilizație și de cei 7 ani de acasă. Să știi că eram pe autostradă în Austria și acolo a fost un accident și așa funcționa. Una de pe bandă, fără niciun fel de problemă. Adică eu am rămas surprins. La noi ambulanțele merg pe banda de urgență, în străinătate ambulanțele merg între cele două benzi, banda 1, banda 2, mașinile se desfac în spic. Și mașina de ambulanță trece pe mijloc. Da, mai avem de lucru aici, cred că încet, încet se va face educație și nu, educația nu se va face prin mesaje agresive, ci pur și simplu prin site-ul de socializare, prin mesaje în media, prin voi, prin toată lumea, prin prieteni la o bere, prin discuții în discuții, eu cred că lucrurile se vor îndrepta încet, încet. Părerea mea că se îndreaptă. Trebuie să privim și reversul medaliei și partea cealaltă a baricadei, adică sunt și foarte mulți pietoni care nu respectă regulile de circulație. Aici e o problemă destul de complicată. Ai un pieton care îți sare pe trecere de pietoni, da, nu s-a asigurat, îl lovești cu mașina. Cum vei dovedi că nu s-a asigurat, una la mână, doi, nimeni nu-și dorește să aibă vreun incident de niciun fel în trafic. Trebuie să ferești pe toată lumea și să te ferești pe tine. Prima regulă a conducerii defensive este anticiparea. Experiența la volan îți arată la un moment dat că există situații în care te poți trezi cu un pieton. Când un camion sau un autobuz sau o mașină este parcată, lipită de trecere de pietoni pe banda 1, poți avea nenorocul să-ți sare cineva pe trecere de pietoni. Sau când mergi pe două benzi, mergi pe banda ta și mașina de lângă tine care merge în paralel frânează la trecerea de pietoni, cel mai probabil 99% va apărea un pieton. Dacă o minge apare de pe trotuar, sigur va apărea și un copil după minge. Sau un fotbalist, n-ai de unde să știi. Fotbalist, da. Sunt situații pe care la un moment dat le poți anticipa. Ultima întrebare, iartă-mă că sunt curios, că nu te prindem în fiecare zi. A fost un accident pe șoseaua Nicolina, îl știți, cu femeia care a fost lovită de un taxi care nu a văzut-o. Deci omul nu era neapărat vinovat, în fine nu stăm acum. Sper că nu s-a transformat într-un accident fatal, sper. Era într-o stare gravă și era o discuție pe internet pe care am citit-o. Oamenii nu ne spuneau că trebuie să anticipăm înaintea trecerilor pietoni, ca și șofer, mă refer, să mai reducem viteza, chiar dacă nu se întâmplă nimic. Alții spuneau că nu, că șoseaua e făcută ca să circulăm când mai suntem în anii 80. Pe tema asta vă dau un exemplu. Pe șosea te adaptezi condițiilor de trafic. Știți, la un moment dat poliția rutieră recomandă cu acel limbaj specific la televizor. De lemn. Neadaptarea vitezii la condiții. Sau adaptați-vă viteza la condiții. Exact așa este și la raliu. Pe proba Mădrăjac, pe prima porțiune, este foarte alunecos. Nu vă imaginați că piloții acolo vor merge în același ritm ca acolo unde este uscat. Vor merge mult mai încet, pentru că sunt foarte multe capete de pod unde se pot opri la viteze de 100 de km la oră. Și 180. Și am avut exemple suficiente la Iași cu capete de pod. Deci, desigur, trebuie, cum ziceam acum câteva minute, trebuie să ne adaptăm condițiilor de trafic, nu forțăm. Mașina este o armă. În America ei așa văd. Mașina este o armă. Din păcate, vedeți că sunt diverse situații în care mașina este folosită ca o armă. Trebuie să fim responsabili de arma pe care o folosim. Să fie una blindată. Da. Să fie o mașină să blindată. Revenim la spectacol. Mai avem 3 minute până la pauza de publicitate. Nu te panica, nu s-a terminat emisiunea. Spuneai despre săritori. Săritorile sunt cele mai spectaculoase. Locații. Deci în afară de prezentarea echipajului în seara asta la 20:30, vineri, mâine la 17:30 la Râpa Galbenă, vă așteptăm sâmbătă, începând cu ora 9:00, când se închide traseul. Veți intra pe site pe raliu-iasului.ro și veți vedea acolo exact harta, cea mai frumoasă săritoare din România, în zona balonului Meteo Bârnova. Accesul se face prin comuna Ciurea spre sat Piciorul Lupului, pe asfalt până acolo. Mașina se poate lăsa la sosirea de pe traseu, se merge pe jos 200 de metri dacă veți să plecați în timpul competiției. Dacă intrați cu mașina pe traseu până în ora 9, va trebui să rămâneți acolo până la ora 15.
la fața locului să folosim... Sau să plecați pe jos, lăsați mașina acolo pe jos, și plecați pe jos. La fața locului, lângă săritoare, cum zic polițiștii, va exista un punct de alimentație publică, cum zic organizatorii, adică terase cu mâncare foarte bună, cu băuturi. Deci va fi o atmosferă de weekend, mașinile zboară vreo 30 de metri în aer la 170 de kilometri la oră. Adică sunt mașini care ating 170 de kilometri la oră la decolare, va fi spectaculos. Sigur, vor fi și mașini care vor ajunge cu botul în pământ și vor sări țândări din spoilere, din radiatoare. Adică e un spectacol pe care unii îl gustă, noi cei pasionați și implicați nu îl gustăm, pentru că asta înseamnă abandon și mulți bani cheltuiți, dar ăsta e motorsportul. Dar nu se poate fără daune, nu poți să treci peste o etapă de raliu. Din păcate nu, mai ales la un raliu spectaculos și dificil, poate cel mai dificil din România la ora actuală, cum este raliul Iașului, este foarte, foarte, foarte dificil de terminat raliul fără nicio consumabilă, să zicem. Asta înseamnă că n-ai participat, nu? Sau că te-ai oprit la start. Exact. Sau ai mers prea încet. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat tot cu Andrei Postolache și tot despre Cotnari Rally 2017.